Domnul Atanasiu, dumneavoastră, ceva pe undeva? Două minute și un stat. Am scris o singură dată despre Erasmus Cărneciu, un articol superficial, destul de rezervat, la 29 de ani. Bine, am scris atâtea texte superficiale în prima tinerețe, care mi-au dat un mare avânt și mi-au dat o încredere teribilă în mine însumi, care a fost exagerată și care în timp de am cunoscut și consecințele. Acest domn îl întâlneam în Cismigiu din când în când, totdeauna aveam nevoie de câte ceva și mereu răspundea solicitării mele, adică spunea, lasă domnule, lasă, că așa e în viață, că zic, dar mai este zic articolul ăla al meu, o să revin. Nu, lasă, că așa fugi dumneavoastră. Cunoște acest lucru. Un om de o cunoaștere și de o bonomie a vieții, de o lipsă de rancână și de o, ceea ce trădează și o încredere. Într-un târziu l-a citit și acum chiar o să scriu. Acum am început să cred că pot să scriu și niște lucruri mult mai profunde. Acum chiar o să scriu despre un om de care a fost, Florentin Popescu a spus foarte bine, a fost o personalitate pluri-valentă în mai multe domenii și un om de cultură rafinat și un om care a ridicat prin cultură o capacitate teribilă de antologator, care a ridicat, a pus în evidență valorile altor texte cu o generozitate fără magie. Fiecare are câte o dominantă, această dominantă a generozității, în plan uman, în planul înțelegerii infatorii unor comentatori fine. În planul, s-a remarcat și în planul că tot timpul a căutat să evidențieze talentele altora și așa de bine a reușit pentru că el are o fică, el are o fică, care în tinerețe, nu vreau să intru amunțe, a fost singura persoană care mi-a strâmit o mare timiditate. Cunoscându-se că nu sunt prea timid, nu eram prea timid de care o poetă foarte bună, Magdalena Ghica. Magdalena Ghica, despre care am și scris, despre Magdalena Ghica, ca și despre generația din care face parte, am scris un articol mai aplicat, mai serios. Sunt convins, cum și cealaltă este un muzicolog și sunt complet diferite una de cealaltă. Una este brunetă, era și mult mai brunetă, ușor infatuată, acum a devenit foarte sigură pe sine și a căpătat-o chiar o siguranță pe sine precisă, parțial. Cealaltă este, ținea cronică muzicală la Scânteia Tineretului a noi, o foarte bună cronică muzicală și era mereu blondă, mereu surătătoare, mereu comunicativă. Ca dovadă că poetul... Poftim? Cronica muzicală. Cronica muzicală ținea Carmen Cârneci. Ei, atât de plurivalent a fost Radu Cârneci, încât a dat naștere și a două personalități feminine, foarte accentuate, foarte valoroase fiecare, complet diferite una de alta. Dumnezeu să-l odihnească.